可以。Hai că așteaptă după noi. Vă întrebăm după ședința de senat? Ce vreți dumneavoastră, mă întrebați? Ce doriți dumneavoastră, mă întrebați? Cred că vă aveți mâna urmă după băia, mă așteptă. Pe la mine era încărtă. A intrat... Da? Aș vrea foarte pe scurt să-mi dați voie doar să spun că a fost o zi destul de plină astăzi. Pe de o parte, în ceea ce privește relația Guvernului Comisiei Europene, m-am văzut cu președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu vicepreședintele Katainen, cu încă trei comisari, așa cum v-am spus, comisarul pe justiție, competiție și cu, bineînțeles, comisarul pe dezvoltare regională, doamna Crețu. Foarte pe scurt am discutat despre situația economică a României, rezultatele bune și intențiile pe care le avem, despre proiectele de infrastructură, inclusiv cele din planul Juncker, în special pe energie și pe transporturi, și situația regională. Am avut ocazia să vorbesc ca de fiecare dată despre Moldova, despre vecinii noștri, despre rolul României în regiune și despre faptul că ne dorim să ne facem datoria și să fim acel factor de stabilitate și de dezvoltare de care Europa are nevoie în regiune. În ceea ce privește Parlamentul European, pentru că fiind la Strasburg, evident, am combinat întâlnirile cu reprezentanții Comisiei, cu Parlamentul, am văzut cu președintele Parlamentului European, domnul Schulz, și am avut o prezentare în cadrul grupului social-democrat din Parlamentul European, în care, din nou, m-am referit la faptul că iată, în România un guvern social-democrat, preponderent social-liberal, de fapt, poate să aibă și performanță economică fără să taie pensii și salarii și să pună cine știe ce biruri pe oameni. Și, în al doilea rând, din nou am făcut apelul de a nu se uita că România este într-o regiune care e europei, o regiune dificilă, cu Rusia agresivă într-o parte, cu probleme financiare în alte țări din regiune, Grecia în mod special, cu Marea Neagră, unde singurul partener strategic important pentru România a rămas Turcia, vorbesc pe zona și de colaborare economică, dar strategică, militară, și că în acea regiune, sigur că noi ne facem datoria, dar vrem să nu fim considerați prea departe sau undeva așa în a doua categorie în deciziile la nivel european. Evident că am discutat și despre MCV și Schengen, dar acolo deja lucrurile sunt știute, pozițiile noastre. Sprijinul atât la nivelul Comisiei Europene cât și la conducerea Parlamentului European există. Mai rămâne să convingem una sau două țări membre care încă au, să zic, rețineri față de acest lucru. Astăzi Senatul a adoptat și codul de procedură fiscală. Da, am văzut. M-am bucurat foarte tare pentru că, dincolo de discuțiile politice, și codul fiscal ieri a avut un număr de 90 de voturi. După cum știți, noi nu avem 90 de senatori. Au fost, de fapt, din coaliția de guvernare, cred că au fost sub 80. Deci înseamnă că cealaltă voturi au venit și de la UDMR și de la PNL. Astăzi, cu atât mai mult, au fost doar 17 voturi împotriva codului de procedură fiscală. Asta înseamnă că merg la Camera Deputaților, unde cu siguranță și majoritatea este mai stabilă și cu siguranță vor fi de asemenea parlamentarii UDMR și o parte din cei liberari care au curaj să voteze cum cred, nu cum li se dau ordine de la partid, vor vota pentru. Asta înseamnă că obiectivul fundamental de a avea cele două coduri adoptate până la sfârșitul sesiunii, adică până la sfârșitul lunii iunie, și să intre în vigoare la 1 ianuarie, după 6 luni în care toată lumea se obișnuiește cu noile prevederi, se pare că le atingem și sunt foarte bucuros de acest lucru. Dar sunt și câteva modificări la codul de procedură fiscală. De exemplu, un proiectul a plecat de la guvern cu dividendele taxate zero, cu zero, nu? Și cred că la codul fiscal. La codul fiscal, pardon. Iar senatorii vreau să vă spun, vreau să vă spun o chestiune de principiu. Am spus și o susțin. Eu nu cred că de la guvern cele două coduri sunt ideale, așa, sunt de neatins, ca niște cărți sfinte. Evident că Parlamentul, dezbătându-le, modifică anumite lucruri. N-a modificat în niciun caz filozofia codurilor, dar anumite lucruri. De exemplu, legat de dividende, dacă nu mă înșel, nici măcar nu pot să zic că au schimbat așa dintr-o proprie idee senatorii, ci am venit cu o reglementare europeană care ne impune doar trei cote de TVA
și să avem o anumită abordare. Dar la Camera Deputaților se va da forma finală. O să dezbatem și în continuare în public, în societatea românească. O să-i convingem pe partenerii noștri europeni și de la FMI că măsurile respective impulsionează economia românească și creează locuri de muncă. Și forma finală, sunt convins că va fi cea mai bună posibilă. Apropo de FMI, spunea ministrul finanțelor recent, dacă nu mă înșel, că ar fi de părere că ar trebui să avem un nou acord stand-by cu Fondul Monetar. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Eu am o opinie că orice ministru... Da.